Bun găsit, iubiți telespectatori, la o nouă emisiune, Misiune și Comuniune. De când ne știm noi ca neam, un rol important în viața noastră l-a jucat Biserica. Ea a fost, cum spunea Eminescu, mama poporului român. Biserica a născut duhovnicește neamul nostru și, prin lucrarea Duhului Sfânt, a născut valori. Pentru că în Biserică poți cultiva toate valorile. Și cele care te pun înaintea oamenilor, și cele în care te realizezi ca om, dar și cele care te ajută să urci către Dumnezeu și să-L cunoști. Iubiți telespectatori, după cum vă este cunoscut, în ultimul timp am căutat să urmărim viața bisericească din diaspora românească aflată în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Am vizitat multe comunități tinere, în care cuvântul lui Dumnezeu se bine vestește și în care mulți s-au convertit și dau bună mărturie despre credința noastră. De aceea am ales pe cele mai reprezentative pentru a vedea cum se descurcă frații noștri, să vedem munca lor serioasă și mai ales rezultatele pastoral-misionare pe care le-au avut. După cum vă este cunoscut, biserica este aceea care te invită să guști din potirul nemuririi. Deci activitatea ei, în primul rând, este pastorală. Îl invită pe om să fie părtaș la cina cea de taină. Îl invită, pe înțelesul tuturor, să participe la Sfânta Liturghie. Pentru că în Sfânta Liturghie, Dumnezeu este Cel care se coboară și se împărtășește credincioșilor prin trupul și sângele Său, dar și prin cuvintele vieții veșnice pe care Hristos le-a lăsat în biserică. Prea iubiților, am avut o surpriză plăcută venind în Marea Britanie. Cândva în tinerețea noastră, cu mulți fii ai bisericii, am călătorit la Ierusalim. Exista acolo un părinte care n-a fost călăuză la locurile sfinte, ne slujea de fiecare dată cu smerenie, se ruga pentru noi și ne primea cu dragoste de frate. Mult timp nu l-am mai văzut. Acum, din purtare de grijă lui Dumnezeu, l-am găsit pe părintele în nordul Londrei, întemeind o comunitate. Dar pentru ca să nu vă țin în tensiune, vreau să vi-l prezint pentru că sunt convins că mulți pelerini l-au cunoscut și s-au împărtășit de dragostea părintelui. De aceea vă rog, iubiți telespectatori, să mă îngăduiți să vă prezint pe preacuviosul protosinghel Serafim Pașca. Bine v-am găsit, preacuvioase părinte, aici, la atâta depărtare de patrie, la atâta depărtare de Ierusalim, dar foarte apropiat de credincioși și implicat în viața bisericii. Aș vrea pentru început să ne spuneți cum ați ajuns monah. Cu mila Bunului Dumnezeu, m-am născut în comuna Groșii Țibleșului, județul Maramureș, o zonă muntoasă, unde acolo mi-am urmat cursurile în satul natal. După aceea am făcut o școală profesională de tâmplar. După ce am terminat școala profesională, am muncit în orașul Târgu Lăpuș timp de 2 ani de zile ca și tâmplar. După 2 ani de zile am plecat și am făcut armată la Brașov în anul 1990-91. Când m-am întors din armată, gândul meu era spre mănăstire. Auzeam și eu de Mănăstirea Rohia, Mănăstirea Nicula, și când m-am întors din armată, după puțin timp, m-am dus la Mănăstirea Nicula. Și acolo era Părintele Stareț, Părintele Vasile, care acum este Episcopul Clujului, Preasfințitul Vasile Someșanul. Și bineînțeles că m-a primit acolo cu multă dragoste, în anul 1992. Am făcut ascultare acolo la mănăstire, la bucătărie, la animale,
la munca câmpului peste tot unde era nevoie. În anul 1997, cu ajutorul bunului Dumnezeu, m-am dus în pelerinaj în Țara Sfântă, la Ierusalim. Și de atunci, din anul 1997 până în anul 2013, am făcut ascultare, am slujit la așezământul românesc din Ierusalim. Sunteți absolvent al Facultății de Teologie? Da, am făcut Facultatea de Teologie în anul 2005. Am terminat Facultatea de Teologie. Cu master, cu toate studiile depline? Da, am făcut și masterul și... Aveți un doctorat? Da, am făcut și un doctorat în istorie. Eu am rămas plăcut impresionat de felul în care preacuvișia voastră ne erați ghid la locurile sfinte, de căldura, de patosul cu care vorbeați până la lacrimi impresionându-ne vorbind despre aceste locuri minunate în Țara Sfântă. Cum ați găsit activitatea dumneavoastră în Țara Sfântă și cum apreciați? Mi-a plăcut chiar foarte mult în Țara Sfântă, pentru că dorința mea era să ajung acolo și să merg să mă închin la Sfântul Mormânt. Iubiți telespectatori, călugărul, prima condiție pe care trebuie să o îndeplinească este ascultarea. Ascultarea este tăierea voii. Dacă superiorul își cere să faci ceva, atunci tu trebuie să faci ceea ce îți cere episcopul. Deci, ca ascultare, dumneavoastră a slujit atâția ani la Ierusalim. E o parte din viața dumneavoastră. Da, am făcut acolo ascultare la secretariat o perioadă. Am făcut ascultare la bucătărie. Am fost și șofer când era nevoie, mergeam cu mașina. Primeam delegațiile de la ambasade și mergeam în pelerinaj în Țara Sfântă, pe la locurile sfinte. Ați uitat Ierusalimul? Nu l-am uitat și nu o să-l uit niciodată. Aveți un dor după Ierusalim? Da. Psalmistul spunea, de te voi uita, Ierusalime, uitată să fie viața mea, să mi se lipească limba de grumaz, dacă nu voi pune Ierusalimul începătură a tuturor bucuriilor mele. O slujire frumoasă acolo, dar dintr-o dată ne-am trezit că nu mai erați acolo. Eram obișnuit cu credincioșii să vă căutăm pentru cele pe care le împlinim noi mergând la locurile sfinte. Dintr-o dată, Părintele Serafim a dispărut. De câți ani vă aflați aici și cu ce scop? Aici sunt de un an de zile. Am venit aici la Paraclisul Episcopal din Boreamod, localitatea Boreamod, care este în apropiere de orașul Edgeoar, Watford și Luton. Este în partea de nord-vest a Londrei. Ați vrut să veniți aici sau a fost tot o ascultare? Da, am venit cu ascultare aici. Bineînțeles că sunt aici cu ascultarea în al preasfințitului Iosif, mitropolitului Europei Occidentale și Meridionale. Am întâlnit, iubiți telespectatori, mulți călugări misionari în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Oameni cu aleasă pregătire și implicați în viața misionară, propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu, lucru care m-a uimit. Au părăsit liniștea pentru că, așa cum făceau călugării de altă dată, ieșeau în lume ca să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu. De aceea și Părintele a venit aici și s-a aruncat în lupta aceasta deloc ușoară pentru a-și împlini chemarea sfântă, cea didactică, cea sacramentală și cea conducătoare în parohia aceasta, care este și paraclis episcopal. Da. Cum ați găsit aici preacuvioase lucrurile? Ce v-a terminat să rămâneți? Când mi-am făcut transferul de la Ierusalim, în anul 2013, la sfârșitul anului, după aceea am plecat la mitropolie, la mitropolia de la Paris, acolo am făcut ascultare în anul 2014, la începutul anului. Timp de 2 luni de zile am făcut ascultare la mitropolia de la Paris. Între timp, comunitatea care aici au găsit această locație pentru a avea unde sluji aici în Anglia. Bineînțeles că după 2 luni de zile am venit aici la Londra și am ființat acest paraclis episcopal. Bineînțeles că credincioșii m-au primit aici cu multă dragoste și cu multă bucurie.
Preacuviosul părinte este un bun vorbitor de limba engleză, un bun vorbitor de limba arabă și mai ales ivrit. De aceea, cunoscând aceste limbi, îi va fi mai ușor să-și desfășoare activitatea aici, unde cu binecuvântarea episcopului și cu harul lui Dumnezeu se luptă pentru întemeierea unei comunități puternice. Invitații noștri în această emisiune sunt și tinerii pe care o să vi-l prezentăm pe rând, oameni implicați în viața bisericii și care sprijină activitatea părintelui. Vi-l prezint pe rând. Primul este domnul Cezar, absolvent al Facultății de Teologie. Bine ați venit în emisiunea noastră. Să nu am prea cuvinte. Cum apreciați prestația părintelui aici și dacă e necesară? Pe părintele Serafim l-am cunoscut aici în această parohie și odată cu venirea dânsului, această parohie a înflorit. În parcurs de un an de când părintele slujește aici, s-a creat o comunitate care vine frecvent la Sfintele Slujbe, participând sufletește și încărcându-se duhovnicește pentru a scăpa de toate grijile și de toate preocupările acestea. Toate preocupările zilnice. Frământările și omul simte nevoia să fie lângă Dumnezeu și Dumnezeu să-l ajute în momentele cele mai grele. Sunteți teolog. Ce lucrați aici? Și de cât timp sunteți? Lucrez în domeniul IT. Sunt de 6 ani de zile în Marea Britanie. Sunt stabilit împreună cu familia. Soția mea lucrează ca și profesor de matematică la un liceu aici. Și... Dar IT-ist unde? La ce instituție? Lucrez la cel mai mare aeroport din Europa, aeroportul Heathrow, unde fac parte din echipa de mentenanță a aeroportului. Sunt mulți români care lucrează în aeroport? Nu sunt chiar foarte mulți, pentru că se dă un concurs foarte dificil și trebuie o pregătire necesară ca să poți. În biserică cu ce vă ocupați? În biserica Părintelui Serafim am început să mă ocup cu pelerinajele sub îndrumarea dânsului. Tocmai am venit de la un pelerinaj din Țara Sfântă, în care am fost cu membrii parohiei noastre, venind de acolo încărcați duhovnicește și scopul didactic al pelerinajului împlinit, acolo având trăind în Evanghelie și trăind în comuniune cu biserica întru Hristos. Au fost impresionați de locurile sfinte oamenii? Membrii parohiei noastre, după întoarcerea din pelerinaj, sunt prezenți la fiecare slujbă a parohiei noastre și s-a legat o prietenie foarte strânsă. Pelerinajele sunt foarte importante pentru că avem posibilitatea 5-6 zile să faci din autocarul biserică, în care poți să vorbești despre istoria lucrurilor sfinte, despre Noul Testament, Vechiul Testament, lecție de morală, dacă vreți, și să creezi o unitate ca în veacurile primare în Biserica Apostolică. De aceea vă felicit pentru că v-ați ocupat și sper ca să fiți la un început fără sfârșit în această activitate. Nimic nu e mai frumos decât să vizitezi Țara Sfântă. Țara Sfântă te apropie de Dumnezeu, te apropie de biserică și pelerinul primește de la Dumnezeu nenumărate daruri în urma acestui pelerinaj. Îngăduiți-mi, iubiți spectatori, să vă prezint un alt invitat implicat în activitatea misionară a parohiei închinate Maicii Domnului și Sfântului Ioan Iacob Românul de la Hozeva. Dânsul este domnul Silviu, care de mulți ani se află aici și care a primit cu bucurie vestea că va avea o biserică. Cum? Ce credeți despre aceasta? Să rămână, părinte. O cunosc pe părintele de 15 ani. M-am întâlnit cu el la Ierusalim. Am stat acolo 4 ani împreună.
timp în care mi-a fost duhovnic și mi este în continuare, m-a apropiat și m-a dus pe calea cea bună, pot să spun. În țară mergeați la biserică? Da, mergeam și în țară și acum mă bucur foarte mult că îl am aici și meu. Sunteți aproape de părintele în toate momentele, da? Da. Vă implicați în activitatea social-filantropică a mănăstirii? Da, îl ajut. Primirea de străini, nu? Da, toți care vin și îndrumăm să vină la biserică, să spovedească, să... Da. Faceți activitatea aceasta misionară, mergând printre oameni, chemându-i la biserică? Da, chiar am foarte mult. Cunoașteți mulți oameni, mulți români. Da, îi chemă să vină la biserică, familii. Știți? Cu copii care au... Noi când ieșim din biserică, spunem cu pace să ieșim. Dar când ieșim din biserică, noi trebuie să devenim apostoli, martori a ceea ce se întâmplă în biserică și să-l luminezi pe om cu învățătura Sfintei Evangheliei și să simtă că ești un om duhovnicesc. Pentru că, iubiți telespectatori, este de mare importanță ca om să fie duhovnicesc. Sfântul Apostol Pavel împarte pe oameni în două categorii, trupești și duhovnicești. De aceea, cei care se apropie de biserică trebuie să se implice în activitatea misionară, să fie duhovnicești, să fie lumină lumii și sare pământului. De aceea, preotul, monahul, trebuie să-și aleagă bine oamenii apropiați, să fie destoinici, cum spune Sfântul Apostol Pavel, să cunoască Scripturile și destoinici să învețe și pe alții. E o sarcină frumoasă pe care o aveți, sprijinindu-l pe Părintele. Iubiți telespectatori, avem și un alt invitat, tot un teolog, pe domnul Florin Sebastian, tot absolvent al Facultății de Teologie și care s-a implicat mult în întemeierea acestei comunități. Care au fost motivele? Primul rând, mă bucur că vă avem în mijlocul nostru, Părinte. Motivele sunt, în primul rând, dorința de a fi alături de biserică. În partea de nord-vest a Londrei duceam lipsă de o sfântă biserică, iar venirea Părintelui a umplut acest gol în sufletele noastre. Ne bucurăm nespus faptul că de un an de zile suntem membri în această biserică și sperăm, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, să ajungem la punctul final și acela de a întemeia o sfântă mănăstire. Și sperăm că lucrul acesta va deveni posibil cât mai curând. Este o luptă grea și Dumnezeu să vă ajute să vă împliniți această chemare, pentru că Dumnezeu este Cel care lucrează totul în toate. De aceea, un ctitor trebuie să fie un om smerit ca să spună toate le pot și le port în Iisus Hristos care mă întărește. Își justifică prezența acestei mănăstiri locul aici? Categoric. În primul cam rând... Cam români sunt aici? Cam de câtă vreme? Români sunt probabil cu mulți zeci de ani în urmă veniți. Comunitatea însă a crescut odată cu intrarea României în Uniunea Europeană. Suntem numeroși în Londra, în mod special, dar și în jurul Londrei, în jurul capitalei. Suntem o mănăstire, având în considerare faptul că alternativa la ora actuală pentru noi românii este doar Sfânta Mănăstire Grecească de la Essex. Ne dorim și vrem să avem propria noastră mănăstire în care alături de Părintele să avem pe lângă Sfintele Slujbe și o fundație românească în care copiii noștri să aibă legătură, să nu uite România și tradiția. Categoric, am 3 copii și îmi doresc ca ei să continue să învețe limba română, să conștientizeze faptul că sunt români și sunt parte a acelei țări.
iubiți telespectatori, în drumul spre această mănăstire am văzut multe magazine românești, ceea ce înseamnă că aici românul se simte ca el acasă. De alminteri, românul în educația sa ortodoxă se simte aproape de inima englezului, acelui care înainte vreme era legat de comunitatea religioasă. De alminteri, între Biserica Ortodoxă Română și Biserica Anglicană, an de rând au fost multe dialoguri frățești, aproape pe punctul de a se uni. Dar o încercare nefericită a făcut să nu se realizeze lucrul acesta, mai ales atunci când au fost hirotonite femeile. Răul se amplifică mult, de aceea în această zonă se simte nevoia Bisericii lui Dumnezeu, care să-l lumineze pe om și să-l cheme la o nouă viață, la o renaștere spirituală, iar rolul acesta îl joacă duhovnicul. Cei care ați citit Dostoievski, frații Karamazov, ați văzut cât de important era starețul și câte calități avea în viața comunității. E bine, preacuvioase părinte, sunteți chemați aici să fiți lumina care se pune în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Sunteți aici să fiți mărturia corectă că Evanghelia lui Dumnezeu poate fi trăită. De aceea și impactul deosebit pe care îl are prezența unui monac trăitor în lumea desacralizată a Occidentului. Mi-a fost dat în călătoriile noastre să merg la Oxford, unde iarăși un cuvios Serafim este profesor la Oxford. Și de fiecare dată se duce îmbrăcat călugărește și toți îl admiră pentru mărturia pe care o dă în lumea aceasta desacralizată. Vă mărturisesc, a fost o bucurie fără margini să văd călugări implicați în activitatea misionară. Preacuvioase părinte, cum vă desfășurați activitatea în acest garaj? Pentru că suntem într-un garaj pe care l-ați prefăcut. Cum? Da, la început când am venit aici, mă gândeam cum să slujesc eu aici în această clădire, pentru că intrarea era printr-un garaj. Dar iată că dintr-un garaj s-a făcut o casă a lui Dumnezeu, unde oamenii pot să vină aici ca să se roage. Bineînțeles, cu ajutorul comunității, când am ajuns aici, am amenajat acest loc ca să arate ca și o biserică aici. Familia Baciu Cezar Macovei, dânsii care au găsit această locație, am pus icoane peste tot aici în biserică, am făcut un iconostas, dar cel mai mult s-a umplut această biserică cu icoana Maicii Domnului, care este o copie după icoana Maicii Domnului Ierusalimitița. Această icoană care este pictată de domnul pictor iconar Cristian Protopopescu de la Cluj în anul 2012, iar icoana a fost îmbrăcată în argint și aur la monoteria statului în anul 2013. Și anul trecut, de hramul acestui paraclis, în ajunul hramului, am primit această icoană, care este copia după icoana Maicii Domnului din grădina Ghețimani. Am primit-o aici, la paraclisul episcopal. Bineînțeles că mulți credincioși care au fost la Ierusalim sau care au vizitat Țara Sfântă au recunoscut această icoană și chiar s-au bucurat. Au spus, părinte, noi aici ne simțim ca și la Ierusalim, pentru că o avem aici pe Maica Domnului, Ierusalimitița. Preacuvioase părinte, viața călugării totdeauna a fost sub purtarea de grijă a Maicii Domnului și mă bucur că ți-a ales-o ca o ocrotitoare. Ocrotește Sfântul Munte, în chip deosebit poartă de grijă călugărilor și când ești cu Maica Domnului, niciodată nu pierzi. Iubiți telespectatori, în canonul călugărului intră în fiecare zi 150 de metanii făcute Maicii Domnului și 150 făcute în cinstea Mântuitorului. Mai faceți acest canon, preacuvioase? Da, canonul de călugări, bineînțeles că trebuie să-l fac. Dar e mai greu acum, pentru că cel mai important e să fii gata să sari în ajutorul fiecăruia. Sunt cazuri grele în biserică. Puteți gestiona încercările prin care treceți.
Bineînțeles că sunt și încercări și ispite, dar Mântuitorul a spus, cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Chiar dacă sunt ispite și încercări, trebuie să le depășim și să mergem mai departe. Iubiți telespectatori, un rol deosebit în viața călugărului îl joacă Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie este aceea care ține lumea și care îl face pe Hristos prezent în lume până la sfârșitul veacurilor. O tradiție pioasă spune că ultima liturghie se va sfârși la Sfântul Sava. Iar când am căzut de la liturghie și mai facem liturghia, înseamnă că nu mai avem preocupări duhovnicești. Au fost perioade în istoria culturii, în istoria omenirii, când oamenii erau numai trupuri. Mâncau, beau, se însurau și se măritau. Erau suficienți, nu mai doreau nimic. Nu mai aveau nevoie de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a pierdut pentru că erau numai trupuri. Călugărul este acela și preotul care trebuie să-l invite pe credincios la trăirea profundă a învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea rog pe Părintele să ne spună tâlcul hainelor pe care le poartă, pentru că mulți poate nu știți, jugul călugăriei nu este ușor. Dar Hristos ne-a spus, la jugul meu că este bun și povara mea ușoară. Explicați-ne, preacuvioase, ținuta preacuvieșii voastre și care este simbolismul? Normal, călugărul atunci când se călugărește, bineînțeles, este îmbrăcat într-o haină albă, într-o cămașă lungă albă. Acea cămașă trebuie păstrată și atunci călugărul pe mare este îmbrăcat cu hainele cu care se călugărește. Bineînțeles, este îmbrăcat în cămașa albă, după aceea îi se cântă o cântare cu totul de aparte, care mi-a plăcut dintotdeauna. Brațele părintești. Este un moment emoționant, preacuvioase, s-a avut parte de momentul acesta și de atunci călugărul nu mai caută în viața sa decât slava lui Dumnezeu. Celelalte, toate sunt trecătoare și călugărul adevărat este cel care se ridică deasupra lumii. Sfinții părinții ai bisericii priveau totdeauna neputințele oamenilor de sus. Nu ca unii care au părăsit lumea, ci ca unii care au biruit lumea. Mântuitorul ne spune, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Preacuvioase părinte, am înțeles că activitatea pe care o desfășurați aici v-a adus o bucurie. Care e cea mai mare bucurie care aveți aici? Bucuria cea mai mare pe care o am aici este Sfânta Liturghie. Pentru că atât pentru mine cât și pentru credincioși și cei care vin aici la Paraclis, este foarte important să particip la Sfânta Liturghie și nu numai să particip, ci să trăiești Sfânta Liturghie. Fiind o comunitate foarte mare de români aici, bineînțeles că toți avem nevoie ca să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și de Sfânta Biserică. Și numai așa ne putem apropia mai mult de Dumnezeu, venind și participând aici la Sfânta Liturghie, împărtășindu-ne cu Hristos. Preacuvioase părinte, ați botezat timp de un an câți copii? Da, am botezat foarte mulți copii, în jur la 100 de copii. Sunt prezenți la Sfânta Liturghie? Da, copiii vin la Sfânta Liturghie. În fiecare duminică împărtășesc în jur la 80-100 de copii. Activitatea dumneavoastră didactică, cum o desfășurați aici? Mai ales că este un provizorat în acest garaj. Deocamdată este provizoriu aici, acest paraclis, până când, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, căutăm un pământ ca să putem să construim acea mănăstire românească. Nu este ușor, bineînțeles, pentru că aici terenurile sunt foarte scumpe și mai ales că dorim să cumpărăm un pământ în care se poate să construiască o mănăstire. Dar avem toată nădejdea la Bunul Dumnezeu, la Maica Domnului, la Sfântul Ioan Iacob, care este ocrotitorul acestui sfânt locaș, și la toți sfinții că vom reuși, într-o perioadă cât mai scurtă, să cumpărăm un pământ și să facem o mănăstire după cele din Maramureș, modelul de la Bârsana, o mănăstire maramureșană. Asta pentru că sunteți de acolo din Maramureș și sunt chiar foarte frumoase. Da. Rezistă în timp aici lucrarea de lemn? Da, rezistă, da. Ați avut legătură și cu
comunitatea de englezi care locuiesc aici? Da, sunt chiar și englezi care vin și participă aici la Sfânta Liturghie. Sunt creștini ortodoxi? Da, sunt creștini ortodoxi, da. Și sunt prezenți, vin în biserică? Sunt prezenți și chiar vin și se împărtășesc aici la Sfânta Liturghie. Iubiți telespectatori, biserica în diasporă, ca și acasă, se sprijină pe conștiințe vii, nu laxe sau adormite. Biserica este aceea care se luptă cu păcatul, care te îndeamnă să te potrivești nu cu veacul de acum, ci cu cel care va să fie. Ea împărtășește cuvintele vieții veinice celor care participă la viața bisericii. Mântuitorul a spus, aveți cuvintele vieții veșnice. Când au plecat ucenicii la propovăduire, s-au întors plini de bucurie, Doamne, ce putere ne-ai dat, că și demonii se pleacă nouă. Atunci Mântuitorul le-a spus, nu vă bucurați de aceasta, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Vedeți, preacuvioase, răsfăind Sfânta Scriptură, sunt oameni care își scrie numele în Cartea Vieții și sunt unii care, prin păcat, își taie numele din Cartea Vieții. Totul depinde de fapte bune. Și cel mai greu cuvânt din toată Scriptura, acesta este, și vai aceluia al cărui nume nu-i scris în Cartea Vieții. De aceea, lângă Părintele Preaiubiților, puteți să scrieți pagini de eroism creștin. Biserica nu uită niciodată ctitorii, îi pomenește de apururi, iar Dumnezeu pentru un om drept îi binecuvintează și fiii și neamul. De aceea și spune Scriptura, cât am trăit, n-am văzut pe cel drept părăsit și nici pe urmașul lui cerșindu-și pâinea. Sunt la începutul unui drum, un drum cu multe încercări, dar dacă Dumnezeu rămâne lângă dumneavoastră și Maica Domnului, veți duce gândul la bun sfârșit. Preacuvioase Părinte, aș vrea să vă întreb cum vă petreceți timpul în această mănăstire? Începând de luni marți și miercuri, sunt mai multe ascultări de administrație. În primul rând, curățenie pe la biserică, îmi fac prescurile pentru Sfânta Liturghie și fac și misionarism în aceste zile, luni și marți. Sunt chemat pe la casă, unde mai merg și fac câte o slujbă sau câte o rugăciune. Familia creștină aici în Occident trece prin mari frământări. Trebuie o luptă extraordinară, o pastorație a familiilor. Sfântul Ioan Gură de Aur totdeauna a ținut să spună cât de importantă e familia creștină. El asemăna, ca și Sfântul Pavel, legătura dintre Hristos și biserică cu legătura dintre soț și soție. Și spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, familia are un scop important, să sfințească viața omului. Fidelitatea conjugală îi aduce credinciosului multe daruri. De aceea lupta aceasta noastră este împotriva păcatului. Preacuvioase Părinte, cum vă desfășurați activitatea social-filantropică? În primul rând, un călugăr, după cum spuneam, trebuie să facă ascultare oriunde ar fi, în orice țară și în orice loc. Și bineînțeles, făcând ascultare, el trebuie să fie la dispoziția credincioșilor. Așa cum doctorul la spital își face datoria, așa și călugărul trebuie să-și facă datoria atât față de Dumnezeu, cât și față de oameni. Și de aceea, doctorul primește pe cel bolnav la spital și mai ales doctorul de gardă, care este de noapte, îl primește la orice oră pe cel bolnav, îi dă medicamentul și îl tămăduiește. De aceea și preotul trebuie să primească pe orice credincios. Nu contează că este mic sau mare, că este tânăr sau bătrân, vine de aproape sau de departe. Trebuie primit la orice oră și trebuie ajutat să-i dai medicamentul cel bun ca să se tămăduiască. De aceea spuneam că este nevoie de o mănăstire pentru ca toți credincioșii care sunt aici în Marea Britanie
să se apropie mai mult de Dumnezeu și de rugăciune. De aceea eu peste săptămână, eu cu ajutorul Bunului Dumnezeu îmi fac această ascultare, ascultarea de călugăr. Fac Sfânta Liturghie, miercurea, vinerea, sâmbăta și duminica. Și dacă mai cade o sărbătoare, fac și în sărbătorii Sfânta Liturghie. De aceea călugărul trebuie să fie într-o ascultare continuă. V-am întrebat și aș vrea să ne explicați ce înseamnă camilavca, pentru că e un tâlc adânc. Camilavca este acoperământul călugărului. Adică te învață să privești înainte, da. Țintă la izvorul de săvârșire. Că dacă vrei să te uiți în stânga și în dreapta, nu poți din picina. Iar camilavca este aceea care și în mormânt te însoțește. Aducând în aminte de Sfântul Apostol Pavel, care spune: nimeni să nu-mi facă supărare, că port asupra mea semnele Domnului nostru Iisus Hristos. Deci iată cât de frumoasă este călugăria. Și deloc ușoară. Aș vrea să înțelegeți că noi avem pilde, iubiți credincioși, pe mari monahi care au scris pagini nemuritoare în pateric. Sfântul Antonie cel Mare, care s-a dus și s-a așezat în pustiu și a umplut pustiul de puznici, de sihaștri. Pentru că după omul duhovnicesc se duce lumea, după impostori niciodată. De aceea cred că monahul aici trebuie să fie aluatul care dospește toată frământătura. Este o luptă grea, mai ales că trăim într-o lume în care ceea ce domină mai mult pe oameni este pofta ochilor, pofta trupului și trufia vieții, cum spune Sfântul Petru. Iar Sfântul Antonie cel Mare ne spune că trei sunt care omoară sufletul: ignoranța sau prostia, uitare de Dumnezeu și lenea. Iubiți telespectatori, preoția înseamnă jertfă, vrenicie. De aceea ne și îndeamnă Sfântul Apostol Pavel să vă prezentați trupurile voastre ca pe o jertfă sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră să fie duhovnicească. Deci, călugărului, preotului, îi se cere cu necesitate să devină duhovnicesc. Alminter, dacă ești trupesc și dacă uiți chemare pe care o ai, uiți de faptul că cele care sunt trecătoare, care se văd toate sunt trecătoare, și mai ales uiți că cele care nu se văd sunt veinice, atunci vocația este atinsă de duhul acesta lumesc al lepădării de credință. Citeam undeva, un călugăr este ca un cărbune. Când e aprins, te aprinde. Când e stins, te murdărește. Să știți că sunt bucuros că v-am găsit aici în nordul Londrei și rog pe Dumnezeu să vă dea putere ca să puteți desfășura o activitate, să fiți pildă celor pe care îi păstoriți și să vă împliniți chemarea. Căci Dumnezeu v-a chemat cu chemare sfântă. Când am venit aici, am văzut că aici parcă sunt mai apropiați, sunt mai multă căldură. Trebuie să vă faceți multe prietenii și mai ales la toate neamurile, cum spune Mântuitorul Iisus Hristos. Aceasta înseamnă o muncă cu timp și fără timp. Domnul Cezar, ca teolog, cum v-ați implicat în viața bisericii? Mai ales având în vedere faptul că vă pregătiți să deveniți slujitor al Sfântului Altar. Ce acte de eroism creștin ați săvârșit aici? În primul rând, pentru că am o afecțiune pentru copii, mă implic din punct de vedere catehetic, având o activitate după săvârșirea Sfintei Liturghii, cu toți copiii care participă la Sfânta Liturghie. Facem o oră de cateheză pe săptămână și încercându-i să îi învățăm să se roage, să facă Sfânta Cruce, să
intre în comuniune cu Dumnezeu și cu biserica. Le-ați vorbit despre neamul nostru? Este iarăși un punct important acesta că copiii români uită limba română vorbind o română englezească așa mixat și de aceea avem nevoie de această cateheză învățându-i să vorbească românește, să știe lucruri despre istoria României, despre locurile de unde vin și de unde sunt rădăcinile familiilor lor, chiar dacă sunt născuți pe teritoriul Marii Britanii. Măcar să le vorbiți despre viețile sfinților, mai ales că aici aveți un sfânt ocrotitor, Sfântul Ioan Iacob, românul de la Hozeva, o mare poet, o fire sensibilă și care a luptat mult pentru păstrarea unei vieți curate și a jucat un rol deosebit la locurile sfinte. Bănuiesc că pentru aceasta Părintele Stareț l-a ales ca ocrotitor pe Sfântul Ioan Iacob, românul. Da, cu ocazia acestui pelerinaj am vizitat și mănăstirea Sfântului Ioan Iacob de la Hozeva, unde și-a trăit viața și a desfășurat activitatea misionară. Sorin, se spune că cea mai bună predică este atunci când pui masa omului. Așa făceau și apostolii. După Sfânta Liturghie, erau toți invitați la masă și atunci se realiza cea mai frumoasă comuniune. Da, cum spune și Sfântul Ioan Iacob într-o poezie, fii pribegii ai țării mele, necăjiți între străini, nu uitați menirea voastră de români și de creștini. De aceea ne bucurăm foarte mult că îl avem pe Părintele pe lângă noi, duhovnicul nostru, care ne adună împreună să fim... Vă e dor de acasă? E dor și de acasă. Am familie aici, am și fetele cu mine. De aia mă bucur că și vrem să construim o mănăstire în care să învățăm copiii de mici, să le frică la Dumnezeu și să nu uite credința noastră ortodoxă. Dumneavoastră, ca teolog, cum apreciați prestația bisericii în zona aceasta? Sunteți mai de mult venit? Nu chiar atât de mult, de 6 ani. Pot să spun și să constat faptul că Biserica Ortodoxă în ultimii 2-3 ani se implică mult mai mult. Cu drag vedem înființarea a noi parohii. Avem parohia în care ne aflăm, așezământul episcopal, care e de un an. Avem parohia de la Luton. Sunt, mai ales pentru noi cei din nord-vestul Londrei, este o binecuvântare și este o mare bucurie să avem aproape de noi o Sfântă Biserică. Duminica este ziua în care aducem România aici, întâlnindu-ne cu ceilalți credincioși, având un cuvânt de învățătură de la Preacuviosul Părinte. Și toate astea ne leagă, ne întăresc și ducem următoarea săptămână cu mai mult curaj și cu mai mult dăruire. A simțit iubirea de mamă a bisericii străbune în aceste locuri? Și dacă da, cum? Cu siguranță că am simțit biserica în care ne-am născut, în biserica în care am trăit și biserica care ne-a purtat de grijă, a fost și este alături de noi și ne bucurăm faptul că Înalt Preasfințitul Iosif ne-a dăruit pe Preasfințitul Ignatie Mureșanu să ne fie alături, care se implică activ în parohiile Marii Britanii. L-am avut și noi oaspete de câteva ori și a răspuns cu drag invitației noastre. Sperăm în continuare să fie alături de noi și să ne bucure cu învățătura sa. Sperăm că este un început doar și nu am ajuns la apogeu și sperăm că comunitatea românească se va întări, se va uni și vom putea să spunem data viitoare când ne veți vizita
să ne vizitați la un locaș al nostru, la Sfântă Mănăstire, să avem bucuria să avem o biserică a noastră în Londra. Sunt multe proiecte, dar cu ajutorul Dumnezeu le vom izbuti pe toate. Sunteți în legătură cu tot ceea ce se întâmplă în viața bisericii? Aș vrea să pot să fiu mai mult în legătură. Trăim în Marea Britanie, o țară care e activă cu o energie extraordinară și suntem într-o fugă continuă, dar încercăm în măsura posibilităților să ne facem timp cât mai mult pentru Sfânta Biserică. Țin să mulțumesc prea fericitului Părinte Daniel pentru emisiunile frumoase pe care ni le îngăduie prin televiziunea Trinitas și faptul că suntem și noi, datorită noastră, suntem parte a acestei instituții. Emisiunea noastră își propune să arate faptele credinței. Iubiți telespectatori, Sfântul Apostol Pavel spunea: arată-mi credința ta din faptele tale. Iar pentru mântuirea pe care ne-o dorim cu toți, omul trebuie să aibă credință în Dumnezeu, o credință autentică, ortodoxă, să aibă fapte bune și să primească harul lui Dumnezeu prin tainele bisericii. Pentru că în cele 7 taine, Hristos este prezent și își revarsă iubirea sa milostivă peste noi, oamenii. Învățătura bisericii noastre e o învățătură echilibrată, ea nu atentează la libertatea omului, ci o cultivă. Ca și Scriptura ne spune așa: iată, pun înaintea ta viață și moarte, binecuvântare și blestem, alege viața ca să trăiești. Biserica ne invită să alegem viața. Ori viața noastră este Hristos. De aceea și spune Sfântul Apostol Pavel: mie a viețui îmi este Hristos. Și pentru un român aflat la atâtea mii de kilometri departe de țară, biserica are un rol important. Împărtășește credincioșilor cuvintele vieții veșnice. Și apoi unde să ne ducem, dacă nu la biserică? Și Sfântul Apostol Petru spunea: Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. De aceea, invităm pe toți fiii bisericii noastre, răspândiți în toate colțurile lumii, să urmărească emisiunile Trinitas, pentru că din grija întâi stătătorului bisericii noastre, televiziunea Trinitas transmite pentru toate colțurile lumii. Biserica noastră este o biserică vie, misionară și lucrătoare. Și dacă anul acesta este dedicat oamenilor care sunt implicați în activitatea misionară a bisericii, noi ne vom strădui în emisiunile care urmează să aducem în fața dumneavoastră mărturii vii a unor oameni implicați până la jertfă în viața bisericii. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru atenția cu care ne urmăriți în fiecare seară și vă invit să nu pierdeți emisiunea Misiune și Comuniune, pentru că dorim să aducem alte și alte fapte și să vorbim de fiii noștri aflați în diasporă cu dorul după casă, după casa părintească, dorul după Dumnezeu, dar un popor vrednic care s-a răspândit în lume, cu mulți dușmani, dar și cu mari personalități și multe persoane care ne-au făcut cinste acolo unde au lucrat. De aceea, în zilele acestea, când am fost prezent în Londra, mi-a fost dat să cunosc oameni cu deosebite preocupări, care n-au uitat de casă, nu și-au uitat istoria și mai ales nu s-au lepădat de la credință. Cu această bucurie în suflet, vă așteptăm și data viitoare la o nouă emisiune.